Să citesc două versete, versetul 21 și 22, care spun așa: Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Subiectul pe care vreau să-l abordăm în această dimineață are un titlu mai ciudat. Este o cântare foarte faimoasă a fratelui moldovan, care spune: De ce nu mă mai mustri? Practic, în cuvintele Domnului, este o mustrare la adresa lui Petru. Petru se pare interesat de alții, când de fapt Domnul spune: lasă pe alții în pace, tu vină după mine. Nu fi așa interesat de viețile altora. Cântarea aceasta pe care a compus-o fratele moldovan a fost o cântare care, pentru creșterea mea spirituală, pentru tinerețea mea, a avut o importanță deosebită. Aș vrea să vă citesc câteva dintre versurile acestei cântări. Ce mai auzit cum cânt și totuși nimic nu-mi spui, ci stai, de ce nu mă mai mustri cum mai de mult făceai? Nu vezi cum fac, mă vezi cum fac și totuși mă lași să fac așa. De ce nu mă mai mustri cum mă mustrai cândva? Mă știi cum merg și totuși mă lași să merg cum vreau. De ce nu mă mai mustri, ci stai și taci mereu? Mă asculți cum spun și totuși mă lași cum vreau să zic. De ce nu mă mai mustri și nu mai spui nimic? O, oarba mea trufie, cum mi te-a îndepărtat și duhul meu cel mândru, ce nu-i plăcea mustrat. Astaci și gol și veșted e întregul meu hotar și searbă de cântarea și trudai fără har. Cu inima zdrobită nimic nu-ți cer așa, Iisuse, ca mustrarea ce mă îndrepta cândva. Nu ne place să fim mustrați, nu-i așa? Cineva spunea că atunci când mustri pe cineva, numește asta critică constructivă, nu? Îl ajuți. Dar când te critică altul pe tine, aia e critică destructivă. Aia nu-ți place deloc și respingi critica aceea, nu-i așa? Ce să spun, noi românii credem uneori că avem darul mustrării. Nu există, să știți că nu există în Biblie nicăieri darul mustrării. Nu-i de la Duhul Sfânt darul mustrării. Este în Biblie un om care spune în Sfânta Scriptură că n-a fost mustrat niciodată de taică-său. A fost Adonia. Dacă deschideți cu mine în Cartea Sfântă, la Cartea Întâi Împărați, capitolul 1, versetul 6, spune: Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând: pentru ce faci asta? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Frumos și nemustrat de părinți, a fost un dezastru viața acestui băiat. S-a dat împărat până nu l-a pus nimeni. Și a sfârșit-o foarte rău. E foarte rău să nu te mai mustre Domnul. Știți că avem nevoie de mustrarea Domnului, fiecare dintre noi? Se pare că ține de maturizarea noastră, de creșterea noastră spirituală. Când sunt copiii mici, mai repede găsim tot felul de motive și mustrăm și bine facem. Au nevoie de mustrare. Dar pe măsură ce cresc, se răresc mustrările, nu-i așa? Pentru soția mea, cei trei băieți a noștri sunt copiii ei. Și acum, cel mai mic a sărbătorit ieri 40 de ani. Și pune gura pe câte unul și îl lucrează bine de tot, așa ca în copilărie. Și tot îi spun: Doamnă dragă, ăsta are 40 de ani, are 50 de ani, are familia lui, lasă-l în pace. E foarte greu să primești mustrarea, dar de la mamă merge întotdeauna și e binevenită. Nu ne plac mustrările, așa-i?
Ele vin însă, interesant, în viața noastră, pe măsură ce creștem și spiritual, ele se răresc. Domnul ne lasă să fim responsabili și nu pune gura pe noi tot timpul. Așa cum se întâmplă și cu copiii noștri. Pe măsură ce ei cresc, se răresc mustrările și îi încurajăm să fie responsabili în deciziile pe care ei le fac. Și totuși, uneori, avem nevoie de mustrarea Domnului. Haideți să urmărim câteva versete care o să vă placă. Zice așa că sărăcia și rușinea sunt partea celui ce lapă de certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste, spune Proverbe 13:18. Nesocotitul, omul nesocotit, disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Proverbe 15:5. Mustrarea pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun, pe prost. Poți să-l bați cât vrei, că tot așa rămâne. Un alt verset foarte interesant îl găsim în Țefania, capitolul 3, versetul 7. Ziceam, dacă ai voi măcar să te temi de mine și să ții seama de mustrare, nu ți-ar fi nimicit locuința și n-ar fi venit peste tine toate pedepsele cu care te-am amenințat, dar ei s-au grăbit să-și strice toate faptele, spune Dumnezeu despre poporul său. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19, este un cuvânt extraordinar, spune Dumnezeu, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Știți că dacă Dumnezeu ne iubește, ne mustră atunci când greșim. Ca un tată bun, Dumnezeu mustră pe cine iubește, spune și Evrei, capitolul 12, versetele 5-6. Este un text foarte bine cunoscut. Atunci când lipsește mustrarea din viața noastră, ar trebui să ne îngrijorăm. Ar trebui să ne uităm bine la mersul nostru, la viața noastră, la faptele noastre, dacă Dumnezeu ne lasă de capul nostru. Să știți că nu există pedeapsă mai mare pentru noi decât să ne lasă Dumnezeu la cheremul minții noastre. Să ne lase să facem ce vrem noi în viața asta. Dacă ne iubește, Dumnezeu ne corectează și ne pune pe calea cea dreaptă. Haideți să vedem câteva lucruri pentru care, așa ca și creștini, ca și pocăiți, merităm de foarte multe ori mustrarea Domnului. Haideți să ne uităm la câteva dintre ele. Domnul mustră întotdeauna necredința în mărturia altora. Iată pe apostoli care primesc imediat vestea extraordinară că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Și spune Marcu, capitolul 16, versetul 14, în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Când au apărut femeile să ducă vestea cea bună că Domnul a înviat, spune Sfânta Scriptură că apostolii s-au uitat și au zis, măi, muierele astea au luat o razna, astea sunt prea entuziasmate, nu? Cine știe ce au în cap, nu le-au băgat în seamă. Efectiv, n-au crezut în mărturia femeilor care au avut experiență personală cu Domnul. Fiecare dintre noi pretindem, într-un fel, să avem experiențele noastre personale. Și ar fi bine să învățăm ce spun și alții. Întotdeauna când am predicat Evanghelia, m-am lovit de oameni care spuneau, oh, dacă ar veni cineva de dincolo să ne spună cum e, nu? Și a zis, a venit. A venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și ne-a spus că moartea este biruită, nu? Ei, dar noi am vrea nouă să ne spună. Noi să avem o experiență personală. Este o pildă a Domnului Iisus Hristos care este extraordinară. Zice, chiar dacă ar învia cineva dintre cei morți, nu? Să spun, oamenii nu l-ar crede. Zice, voi aveți pe Moise și pe proroci acolo. Aveți Sfânta Scriptură. Dacă noi nu credem mărturiile care sunt scrise în Sfânta Scriptură, chiar dacă ar învia oameni din morți să ne spună ce se întâmplă, nici pe ea nu i-am crede.
Exemplul lui Toma este grăitor. Toți ceilalți l-au văzut pe Domnul și au depus mărturie. Și Toma zicea, dacă eu personal am să văd, eu am să pun, dacă nu pun degetul, eu nu cred. Și Domnul s-a arătat și la omul ăsta și i-a dat harul să creadă. Dar așa de ușor respinge mărturiile altora. Auzim în bisericile noastre mărturii cum Domnul a vindecat pe cineva. Doamne, cine știe, diagnostic greșit, prea mult entuziasm. Avem explicațiile noastre imediat, nu-i așa? Auzim de minunile Domnului, de intervențiile Lui miraculoase și ne le explicăm altfel. Și Domnul mustră această necredință în mărturii altora. Domnul a scos oamenii în fața, în calea noastră, în viața noastră, să depună mărturie despre experiențele care le-au avut ei cu Dumnezeu. Și ar fi bine să luăm aminte la ele. O altă mustrare a Domnului este că Domnul ne mustră pentru necredința noastră în Scripturi. Cei doi care mergeau pe drumul Emausului plecau acasă, dezamăgiți Domnul Iisus pe care l-au urmat ei, în care au investit toate visele și aspirațiile lor, a murit. Și acum plecau acasă, nu? Plecau dezamăgiți. Și cineva vine pe drum alături de ei și începe să le vorbească din Scripturile, deschide Scripturile și le vorbește din Scripturi. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Am vrea experiențe personale, așa e? Domnul să ni se arate nouă, să avem parte de o minune, de o întâlnire extraordinară cu El. Și respingem ceea ce știm bine din Scripturi. Oamenii aceștia știau Scripturile. Culmea, când aud Scripturile, le arde inima, li se aprinde inima la focul cuvintelor lui Dumnezeu. Okay? Și totuși nu cred, nu-L văd pe Domnul. Nu mai credeau în cele scrise. Astăzi există așa o suspiciune asupra cuvântului scris. Ne-au prea mințit, nu-i așa, toate ziarele, toate publicațiile, ne-au prea mințit. Aproape nu mai credem nimic ce spun alții. Trăim într-o vreme, într-o epocă a dezinformării. Culmea, cum niciodată în istorie n-am avut acces așa de mult la informații ca astăzi, suntem cei mai dezinformați oameni care există în toată istoria. Pentru că ori de câte ori citim ceva undeva, pe un ecran mai ales, astăzi pe ecrane se citește, suntem dezinformați, auzim minciuni și oamenii nu mai cred nimic. Pe vremea copilăriei mele era o vorbă, zice, trebuie să fie adevărat că scrie în ziar. Deci dacă scrie în ziar, trebuia să fie adevărat, nu? Și oamenii credeau ce scrie în ziar. Astăzi aproape nu mai vine să crezi nimic, pentru că suntem dezinformați în toate mediile posibile și imposibile. De aceea ar trebui să revenim la Scriptură și să credem ceea ce spune Scriptura. Este cuvântul lui Dumnezeu, este sursa adevărului absolut. Văzut niște lucruri nemaipomenite zilele acestea. Oamenii nu mai cred lucrurile adevărate și cred minciuni foarte ușor, foarte ușor. Astăzi este plin internetul, dacă vreți pe YouTube, românii au devenit specialiști să te dezinformeze și să te impresioneze cu tot felul de lucruri absurde, care nu sunt adevărate absolut deloc. Dar oamenii cred foarte repede și Domnul mustră necredința acestor oameni în Scripturi. Ar trebui să ne gândim bine ce loc are Scriptura în viața noastră. Credem că ea este adevărul absolut revelat de Dumnezeu? Îl citim în fiecare zi? Ne hrănim cu acest adevăr sau nu? În al treilea rând, Domnul ne mustră când îl căutăm din interese materiale.
Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică pe care vă va da Fiul omului, Ioan 6:26-27. Este după mulțirea pâinilor. Este extraordinar să te duci, nu? Să asculți o predică și după aia vezi o minune extraordinară, mănânci pâine și pește la săturat. E adevărat că imediat vrei să-l faci împărat pe cel care îți dă pită gratis, nu-i așa? Așa au vrut să-l facă împărat pe Domnul Iisus. E grozav să ai un împărat care dă gratis ceva, nu? De fapt, cu asta ne-au păcălit împărații și liderii tuturor neamurilor tot timpul. Ne dau ceva gratis. Pe bieții români îi păcălesc când vin alegerile, le dă o găleată, le dă un mititei sau cine știe ce alte lucruri pieritoare, așa, ca să capete un vot de la bieții români. Întotdeauna suntem interesați de pâinea. Se pare că pâinea, cea de toate zilele, nu? Este lucrul cel mai important pentru noi toți. Lucrăm pentru ea, facem sacrificii pentru ea. Am văzut recent o caricatură care e foarte faimoasă și pusă peste tot. Este unul la pușcărie, în dosul gratiilor, nu? Și are un băț. Și printre gratele acelea poate să atragă spre el cheile cu care să iasă din pușcărie sau o franzelă. Unde credeți că întinde ăsta bățul? După franzelă. După franzelă, nu? El vrea pită. Nu vrea libertate. Dostoevski, în cartea lui faimoase, Frații Karamazov, are o povestire absolut tulburătoare. Domnul Iisus vine din nou în lume, face minuni, așa, și vine șeful Inchiziției spaniole și îl închide din nou, îl bagă la pușcărie pe Domnul. Și ține un discurs, Domnul îi zice, degeaba ai venit tu să dai libertate la nenorociți ăștia, nu vor libertate, Domnul, ăștia vor pită, vor pâine, ok? Vor pâine gratis. N-au nevoie de libertate. Vor pâine. Deci asta e greșeala fundamentală a ta, că trebuia să faci din pietre pâine. N-ai făcut. L-ai făgăduit libertate și ăștia n-au nevoie de libertate, ăștia au nevoie de pită. Ce noi, biserica de astăzi, știm jmecheria asta. Sunt unele dintre cele mai tulburătoare pagini care le puteți citi. Discursul marelui inchizitor în fața lui Hristos. De fapt, discursul acestei lumi, a politicii, liderilor acestei lumi, vis-a-vis de învățătura lui Hristos. Domnul ne mustră atunci când îl urmăm de dragul bunurilor materiale. Scuzați-mă, dar cei mai mulți oameni pe care am întâlnit eu, chiar pocăiți, spun, Domnul m-a binecuvântat, uite ce mi-a dat. Nu știu. Nu știu dacă asta e binecuvântarea. Binecuvântarea este viața veșnică. Este împărăția cerurilor, este mântuirea. Asta este binecuvântarea cea mare. Nu? Dar îl urmăm adeseori pentru pita cea de fiecare zi. În al patrulea rând, Domnul ne mustră fățărnicia religiei noastre. Practic ne mustră neînțelegerea vremurilor în care noi trăim. Pentru că avem niște ochelari religioși a religiei de care aparținem. Când se înserează, spune Domnul, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât, fățarnicilor. Fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Dacă este vreun verset în Biblie care îmi creează dureri de inimă, este versetul ăsta. Hai să vă spun de ce. În perioada lui a căderii acelea economice formidabile, când oamenii își cumpărau case și îți dădeau băncile bani numai că respiri, nici nu trebuia să ai nimic, dacă exista, îți dădeau bani, nu?
Și aveam senzația asta că trăiesc la o dramă îngrozitoare, că există un fel de sabotaj undeva, cineva vrea să ne nenorocească pe toți. Dar auzeam pe frați, unul și-a cumpărat 10 case, săracul și-a intrat și în pușcărie după aia. Că puteai să o faci, nu? Auzeam ceea ce se întâmplă, vedeam, simțeam că e ceva îngrozitor ce se petrece cu noi și n-am înțeles vremurile acelea. N-am înțeles și de atunci am început să mă rog Domnului, Doamne, deschide mintea să înțeleg vremurile în care trăim. Măcar pe mine să mă salvez și pe ai mei, să nu mai pățim ceea ce am pățit. Îmi pare rău să vă zic, dar ceea ce se întâmplă cu noi astăzi este tot un fel de orbire ca pe vremea aceea. Dar lucrurile sunt mult mai periculoase. S-ar putea nu să ne pierdem casele, s-ar putea să ne pierdem viața. Ascultați oameni competenți care au învățat să distingă și să vadă semnele vremurilor în care noi trăim. De unde știau oamenii ăștia că o să ploaie mâine? Pentru că ieri, alaltă ieri, un an în urmă, au învățat-o, au văzut în continuu că atunci când se întâmplă cerul să fie roșu, posomorât, vine furtună. Vine o furtună. Au învățat treaba asta. Au învățat din istorie. Ori noi nu vrem să învățăm din istorie nimic. Nici nu o citim. Nici nu ni se mai predă la școală la ora actuală. Nu mai vrem să învățăm din istorie. Pentru că cine nu învață din istorie, o repete, a zis cineva. O repetăm. Repetăm dezastrele care au fost. Ar trebui să înțelegem vremurile în care noi trăim acum. Ar trebui să vedem ce se întâmplă pe plan mondial. De aceea este foarte greu. Avem de-a face cu un spectacol uriaș. Și în loc să ne documentăm, să vedem ce se întâmplă în lumea în care noi trăim, suntem mințiți, induși în eroare de tot felul de dezinformări care există. Și întotdeauna ne atrag canalele acelea care sunt pline de spectacol, de alea șocante. Dar alea ne mint și nu știm care este adevărul. Știți că suntem foarte aproape de un război mondial? Nu ne vine să credem. Românii sunt cutremurați la ora actuală în România pentru că a apărut o lege, au dat ăștia o lege că și recunosc românii că dacă e vorba de război, trebuie să intre în război toată țara. Un război al întregului popor. Și dacă până acum nu se mai făcea armată, s-ar putea să te ia la armată. Dar orice vârstă ești, trebuie să te duci să-ți aperi țara. Dar ce țară pe care ne-au învățat că nu mai avem, că noi nu mai iubim, noi suntem europeni, nu mai suntem, nu mai avem România, cine spune ceva de naționalism, ăla e greșit complet. Pentru ce să aperi? Familia pe care guvernul și Europa și America întreagă acum vrea să o distrugă complet, că nu mai avem familie, nu? Pentru ce să mai murim? Nu mai avem pentru cine să murim. Credința vor să ne o scoată, așa cum zicea un scriitor român altădată, ca pe o măsea. Nu? Ne o scoată afară și am terminat. Nu mai există credință. Și dacă n-ai un Dumnezeu pentru care să mori, dacă n-ai o familie pentru care să-ți dai viața și dacă n-ai o țară pentru care să mori, nu te duci la război. Pentru ce? Un comentator român zice, poate pentru că pentru tinerii de astăzi o să fie amenințat că li se ia internetul, dacă nu merg la război. Nu merg la război, se ia internetul. Iau ăștia telefoanele, ești om terminat. Ce faci tu fără telefon, domne? Nu? Ei, lumea în care trăim noi este extrem de periculoasă și noi nu facem nimic ca să înțelegem vremurile în care noi trăim. Nu suntem consecvenți în chestiunile firești, avem multe reguli. Nu facem efortul să înțelegem timpul în care noi trăim. Și Domnul mustră pe oamenii din timpul lui pentru asta. În al cincilea rând, Domnul ne mustră pentru lipsa de înțelegere a mesajului său, a cuvintelor sale.
Le-a vorbit ucenicilor și le-a vorbit despre aluatul fariseilor. Și a zis, mai băieți, orice, dar nu luați, nu mâncați din aluatul fariseilor, domnule. Ăsta e foarte periculos, vă otreviți sufletul. Și ăștia au zis, mai, uite, am uitat să luăm pâini și uite ce finuț ne-a zis-o. Wow! Și Domnul le spune așa, tot nu înțelegeți, cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și a saducheilor? Adesea interpretăm cuvintele Domnului așa după urechea noastră, după ceea ce ni se întâmplă astăzi, nu? De fapt și cunoașterea noastră a Domnului mai mult din auzite. Îmi pare rău să vă spun, dar sunt cei mai mulți pocăiți care știu Evanghelia, că aud predici de pe internet, acum la biserică, aud predici. Nu citesc Biblia deloc. Nu citesc Scriptura deloc. Au Evanghelia așa din auzite și dacă nimeresc să audă ceva bun, știu bine. Dar nu întotdeauna ceea ce se aude este și bun. Domnul ne mustră apoi când facem planul celui rău. Iisus s-a întors spre același Petru. Petru a avut parte de foarte multe mustrări din partea Domnului și nu e de mirare. Petru este omul acela care vorbește prima dată și pe urmă gândește ce-o zis. Și atunci a nimerit-o de câteva ori rău și Domnul l-a mustrat astfel. Într-o zi a spus, înapoi a mea Satano. Cred că ăsta n-a mai dormit în noaptea aia, nu, după asemenea mustrare. Să-ți dai seama că Iisus spune, tu vorbești cuvintele Satanei, diavolul vorbește prin tine acum. Dar Iisus a întors, s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi a mea Satano, pentru că tu nu gândești la lucrurile lui Dumnezeu, nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Tu nu gândești cum gândește Dumnezeu. Tu gândești ca oamenii. Petru face, de fapt, aici voia celui rău. Și Domnul mustră pentru asta. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că Domnul ne mustră când ne amestecăm în treburile altora. Când ne băgăm în treburile altora. Doamne, dar cu ăsta ce o să fie? Bine, am înțeles ce plan ai cu viața mea. Adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Ok, a zis Petru, înțeleg, asta e destinul meu, cu moartea asta am să proslăvesc pe Domnul, dar cu ăsta, Doamne, ce o să fie cu ăsta? Ioan. Și Domnul îi spune foarte clar, dacă eu vreau să rămână până voi veni, eu ce-ți pasă ție, Domnule? Nu? Ce-ți pasă ție? Business-ul tău e altul, tu vină după mine, tu lasă pe alții în pace, tu vină după mine. Din păcate, foarte mulți dintre noi avem întotdeauna grijă de alții. Cineva a spus că oamenii inteligenți vorbesc despre idei. Nu? Oamenii mai puțin inteligenți vorbesc despre alții. Și atunci bârfim, vorbim lucruri care nu trebuie, suntem interesați de viața altora. Au vorbit despre o femeie care a turnat un parfum foarte scump pe picioarele Domnului și Domnul i-a zis, lăsați-o în pace, că cea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele, Ioan 12:7. Frați și surori, în concluzie vreau să spun câteva lucruri. Mustrările ucenicilor au fost pentru corectarea lor. Știți că și mustrările noastre au exact același rol pentru corectarea noastră. Să le primim cu bucurie. Să nu ne revoltăm împotriva lor. De ce nu mă mai mustri cum mă mustrai cândva? Bucurați-vă când Domnul vă mustră. Să nu ne așteptăm la o voce din cer. Să auzim o voce așa de tunet. Ce ai făcut? Demernicule, nu? Deschide Scriptura că vei găsi în cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-te să te mustre cuvântul acela pe care îl citești.
Când Domnul ne mustră, ne dovedește de fapt iubirea Lui. Și dacă am început cu o cântare de-a lui Moldoveanu, vreau să închei cu o cântare de-a lui Moldoveanu, pe care Biserica Elim din Timișoara o cânta aproape la fiecare serviciu. N-am să uit niciodată cântarea, a fost printre primele cântări care mi-au vorbit într-un mod foarte personal. Întreaga biserică cânta această cântare care era plină de un mesaj evanghelistic extraordinar pentru inima ascultătorului care venise la biserică. Era tot al lui Nicolae Moldoveanu. Când simți în piept adânc mustrarea pentru păcatul tău aprins, să știi că atunci Mântuitorul ca lui iubire te-a cuprins. Când uraganul suferinței ființa ta ți-a copleșit, să știi că atunci te cercetează Mântuitorul tău iubit. Când pierderi nemai întâlnite ți înfig în duh durerea grea, să știi că atunci Mântuitorul un har mai mare vrea să-ți dea. Când cei din casă te alungă pentru adevărul cel ascult, să știi că atunci Mântuitorul îți pregătește frați mai mulți. N-am să uit niciodată cum una dintre fetele care s-au întors la Domnul odată cu noi, cum plângea când cânta versul ăsta, pentru că o scoseseră afară din casă părinții. Scoseseră afară și din casă și au șters-o de pe numele lor. Locuiește undeva în Seattle acum și are o familie frumoasă și mă bucur să o văd câteodată pe Facebook. Erica Herzog. Când vezi că moartea te cuprinde, iar tu te zbați ca să o alungi, să știi că atunci Mântuitorul viață veșnică, vrea ca în viață veșnică să ajungi. Tu liniștit în orice vreme și încrezător de plin să fii, că tot ce vine peste tine e mâna Domnului, să știi. Nu disprețuiți mustrarea Domnului. Este dovada iubirii pe care El ne-o poartă. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm într-un mod mai deosebit și să spunem: Doamne, știm că ne iubești. Atunci când vezi că o luăm razna, cum ne ducem pe cărări care nu trebuie, vorbim ce nu trebuie, mai mustră-ne, Doamne, mai atrage-ne atenția, deschide-ne mintea să înțelegem cuvântul Tău și vorbește-ne în situațiile acestea, pentru că avem nevoie să ne ducem pe drumul Tău cel bun. Haideți să ne rugăm!